Cei mai buni skateboarderi din Sibiu, dar și din județele limitrofe, au încercat sâmbătă cele mai spectaculoase sărituri. Și asta pentru a se califica în etapa națională, în urma căreia cel mai bun skateboarder va reprezenta România la cea mai renumită competiție de amatori de la New York. Este un curs de skateboarding de manual. Acesta este un trick esențial în skateboarding. Presupune balansarea pe una dintre axe, deci pe două roți, poate chiar și pe una pentru cei mai iscusiți dintre rideri. Și trebuie ca oamenii să lege mai multe combinații de tricuri în jurul acestui manual. Sunt niște elemente speciale făcute aici, e un val, e un anumit acoperiș, cum îi spunem noi, e un manual pad cu o țeavă și practic oamenii trebuie să fie creativi și să lege tricuri pe aceste elemente în jurul acestui trick de bază, care este manualul. Nu este un sport ușor, iar pentru a face cele mai bune sărituri e nevoie de multe încercări. Unele reușite, altele mai puțin. E mega bine și concursul e unul în care nu trebuie să te stresezi, totul e chill, e vorba numai de tehnică, toată lumea se simte bine, nu trebuie să ne agităm ca la restul. Sunt mulți skater din toate orașele și cred că competiția va fi pe gustul tuturor. Este un concurs foarte interesant, mulți rideri din țară și o să fie distracție multă. Vreme bună, se apropie vacanța și călătorim. Patru tineri vor participa la finala de la București, ce va avea loc pe 10 iunie, în urma căreia se va stabili tânărul care va pleca la concursul de la New York.